Mulțumim lui Sorin pentru această poezie, pe care aș putea o numi ca o introducere în ceea ce am ales să prezint astăzi. M-am gândit să vorbim despre rugăciune. Cât timp acordăm noi comuniunii cu Dumnezeu? Poate că foarte puțin timp, de cele mai multe ori, și uităm că este unul dintre cele mai importante lucruri de a păstra legătura cu Tatăl, cu Cel ce ne-a creat și ne-a dat viață. Rugăciunea reprezintă comunicarea personală cu Dumnezeu, este alegerea întristării și a descurajării, rodul bucuriei și al mulțumirii. Iar Biblia ne sfătuiește să ne rugăm neîncetat. Dumnezeu vorbește cu noi prin făpturi, prin cuvântul Sfintelor Scripturi și prin continua influență a Spiritului Său, dar aceasta nu este de ajuns, ci noi trebuie să vorbim cu Dumnezeu și să-i deschidem inimile noastre, pentru ca să avem adevărata viață spirituală și putere morală, noi trebuie să stăm într-o continuă legătură cu El. În rugăciune, noi ne deschidem inima noastră lui Dumnezeu ca unui prieten, așa cum acestuia îi împărtășim necazurile, fericirile, întristările, bucuriile. Aceeași legătură ar trebui să avem și cu Tatăl nostru Ceresc, să avem puterea să ne deschidem inima înaintea Lui și să fim încrezători că orice s-ar întâmpla, El ne ajută. Când Hristos a fost pe pământ, El i-a învățat pe ucenici cum să se roage și le-a și promis că rugăciunile acestora vor fi ascultate. Chiar Iisus, atunci când a fost pe pământ, El se ruga foarte des. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Dacă Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, se ruga totuși foarte des, ce putem spune de noi, oameni simpli și păcătoși, ar trebui să păstrăm o comuniune cu El și să nu-L neglijăm. Tatăl nostru din ceruri așteaptă să poată vărsa asupra noastră toate binecuvântările sale. El este întotdeauna bucuros să ne asculte rugăciunile din inimă ale copiilor săi și totuși uneori suntem greoi și îndărătnici și nu avem puterea să facem cunoscut lui Dumnezeu toate trebuințele noastre. Întunericul celui rău învăluie pe cei care neglijează rugăciunea. Șaptele ispititoare ale vrășmașului îi amăgesc spre păcat. Toate acestea se întâmplă pentru că oamenii nu se folosesc de înaltul privilegiu al rugăciunii. Pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, trebuie să îndeplinim anumite condiții. Una dintre acestea ar fi nevoia. Trebuie să conștientizăm că avem nevoie de El. Pentru că El ne-a făgăduit, vărsa voi apa peste cel însetat și fluvii de dreptate. Cei care îl doresc pe Dumnezeu pot fi siguri că vor fi săturați. Inima trebuie deschisă spre a primi influența Spiritului, căci altfel nu poate veni binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că El ne spune, cereți și vi se va da. Dacă există vreo răutate în inima noastră sau un anumit păcat binecunoscut, atunci Domnul nu ne va asculta. Dar rugăciunea inimii căite și zdrobite este primită întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care ar trebui să-l respectăm este credința. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El este răsplătitor celor care îl caută. Iisus zice ucenicilor săi, toate câte doriți când vă rugați, credeți că le-ați primit și le veți avea. Oare credem noi asta? Urmăm noi acest cuvânt atunci când aducem înaintea lui Dumnezeu cerințele, ceea ce dorim? Suntem încrezători că El ne va da? Pentru că de multe ori e posibil să nu primim răspuns la rugăciunea noastră și credem că El nu ne ascultă, dar de fapt poate că altceva mai bun este pregătit. Această făgăduință este cuprinzătoare și nelimitată. Dacă noi nu primim chiar lucrurile dorite și la timpul dorit, trebuie totuși să credem că Dumnezeu aude și ne va răspunde. Dacă ne lăsăm influențați de îndoieli, atunci greutățile și încurcăturile vor ajunge și mai mari. Dar dacă venim la Dumnezeu și conștientizăm nevoia pe care o avem de ajutorul Lui, atunci El va asculta strigarea și ne va lumina inimile noastre.
Și cea de-a treia condiție este stăruirea în rugăciune. Nu trebuie să cerem un lucru și dacă nu-l primim, să încetăm în a-l ruga pe Dumnezeu să ne ofere. Trebuie să ne rugăm totdeauna ca să creștem în credință și în experiența vieții creștine. Trebuie să fim stăruitori în rugăciune. Petru îndemna pe credincioși: cumpătați-vă deci și treziți-vă spre rugăciune. Iar voi, iubiților, zice Iuda, rugându-vă în Spiritul Sfânt, păstrați-vă în iubirea lui Dumnezeu. Rugăciunea continuă reprezintă legătura neîntreruptă a sufletului cu Dumnezeu, așa că viața lui Dumnezeu se revarsă în viața noastră și curățenia și sfințenia vieții noastre se înalță la Dumnezeu. De asemenea, trebuie să ne rugăm și în cercul familiei, dar mai presus de toate, să nu neglijăm rugăciunea în taină, în cămăruță, pentru că aceasta dă viața sufletului nostru. Poate când suntem alături de prieteni sau apropiați, nu avem curajul să ne deschidem sufletul și să aducem înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce am dorit, de fapt, să-i cerem. Și singura modalitate de a colabora doar tu cu Dumnezeu este în cămăruța noastră. Este imposibil ca sufletul să crească și să facă progrese acolo unde rugăciunea este neglijată. În tăcerea singurătății, să deschidem inima noastră înaintea ochiului a toate văzător al lui Dumnezeu. Pentru rugăciune nu există timp sau loc nepotrivit. În tulburarea străzilor, în mijlocul ocupațiilor zilnice, putem aduce cererile noastre lui Dumnezeu ca să ne asigurăm conducerea divină. Trebuie să ținem continuu deschisă ușa inimii noastre și mereu să invităm pe Domnul să vină și să ia loc ca oaspete permanent în noi. Poate că nu de puține ori ni se întâmplă ca atunci când suntem într-o mașină sau într-un avion și întâlnim turbulențe sau curbe periculoase și celălalt de lângă noi conduce cu viteză, ne rugăm ca Domnul să ne ajute să trecem și peste asta. Și acesta este tot un mod de a ne ruga, chiar dacă doar printr-un singur gând, El ne ascultă rugăciunile. De obicei, omul cere de la Dumnezeu sănătate, succes în afaceri și câștig de bunuri pământești, într-un cuvânt spus, avere. Dar dacă Dumnezeu i-ar îndeplini omului pe loc una dintre aceste cereri materiale, acesta ar fi atât de preocupat de a se bucura de aceasta, încât a venit amenirea sa pe acest pământ, și anume fericirea eternă. Până când omul este bogat și fericit, el nu se gândește la Dumnezeu, dar de îndată ce suferința și necazurile îl năpădesc, el se întoarce la cel care i-a oferit totul până atunci. Ca și individ, poporul înfruntă și biruie cataclisme, molime și războaie, dar el nu rezistă la bogăție care macină virtuța și le distruge demnitatea. Mai presus de ceea ce dorim pentru noi și rugăm pe Dumnezeu să ne asculte, este nevoie să ne rugăm și pentru cei apropiați nouă, prieteni, membri ai familiei sau cei din biserică și să-i păstrăm în rugăciunile noastre. Dumnezeu, de asemenea, nu ne cere să devin pusnici sau să fim călugări în care să perseverăm în rugăciune și să nu facem nimic altceva. El dorește ca viața noastră să se petreacă asemenea vieții lui Hristos. Se ruga pe munte și ziua era în mijlocul munțimii. Hristos cel răstignit ar trebui să fie obiectul cugetărilor noastre. Trebuie să ne aducem aminte de binecuvântările pe care le primim de la Dumnezeu și să conștientizăm marea sa iubire pentru noi, pentru că atunci când vom fi gata să încredințăm totul în mâinile care au fost pironite pe cruce pentru noi. Scrisoare de la Tatăl. Copilul meu, poate că tu nu mă cunoști, dar eu știu totul despre tine. Știu când stai jos și când te ridici și cunosc toate căile tale. Îți cunosc până și numărul firelor de păr. Ai fost creat după chipul meu. În mine ai viața, mișcarea și ființa. Tu ești al meu, înainte să fi fost întocmit în pântecele mamei tale. Te cunoșteam. Te-am ales mai înainte de întemeierea lumii.
Nu ești rodul unei greșeli, căci toate zilele tale au fost scrise în cartea mea. Eu am hotărât chiar ziua nașterii tale și locul unde vei trăi. Ești o făptură așa de minunată. Eu te-am țesut în pântecele mamei tale și te-am sprijinit în ziua nașterii tale. Am fost înțeles greșit de cei care nu mă cunosc, dar nu sunt nepăsător, nici supărat, ci sunt drăgăstos, cu o dragoste desăvârșită și dorința mea e să revărs această iubire asupra ta. Doar pentru faptul că tu ești copilul meu, iar eu tatăl tău. Eu îți doresc mai mult decât ți-ar putea oferi vreodată tatăl tău pământesc, pentru că eu sunt cel mai bun tată. Orice lucru bun pe care îl primești vine din mâna mea, pentru că eu sunt cel ce îți poartă de grijă toate nevoile tale. Dintotdeauna am gândit pentru tine un viitor plin de speranță, pentru că te iubesc cu o dragoste veșnică. Mă gândesc la tine de tot atâtea ori câte boabe de nisip sunt pe malul mării și sunt plin de bucurie de dragul tău. Nu voi înceta niciodată să-ți fac bine, căci tu ești comoara mea neprețuită. Eu doresc din toată inima și din tot sufletul meu să-ți fac bine și vreau să-ți arăt lucruri mari și minunate. Dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi. Desfătarea ta să fie în mine și eu îți voi da tot ce-ți dorește inima, pentru că eu dau și voința și înfăptuirea. Pot face pentru tine nespus mai mult decât ce sau gândești, pentru că eu sunt cel care te întărește, dar și tatăl care te mângâie în toate necazurile tale. Când inima ți-e zdrobită, sunt aproape de tine. Așa cum un păstor își duce miei pe brațe, așa te-am adus și eu aproape de inima mea. Într-o zi, eu voi șterge orice lacrimă din ochii tăi și voi îndepărta de la tine toată suferința îndurată pe acest pământ. Eu sunt tatăl tău și te iubesc la fel de mult cum l-am iubit pe fiul meu, Isus, pentru că în Isus ți-am descoperit dragostea mea pentru tine. El este întru totul asemenea mie. El a venit ca să-ți arate că eu sunt de partea ta și nu împotrivă. Și îți spun că nu mai țin socoteala păcatelor tale. Iisus a murit ca tu și cu mine să putem fi împăcați. Moartea lui a fost dovada supremă a iubirii mele pentru tine. Am renunțat la tot ce am avut mai scump ca să-ți câștig dragostea. Dacă primești darul fiului meu, Iisus, mă primești pe mine și nimic nu te va mai despărți vreodată de dragostea mea. Întoarce-te acasă și vei avea parte de cea mai mare sărbătoare pe care a văzut-o vreodată cerul. Ți-a fost întotdeauna dată și îți voi rămâne întotdeauna tată. Întrebarea este, vrei să fii și tu copilul meu? Te aștept. În continuare, o invit pe Rebecca să laude pe Domnul.